Bună ziua și bine v-am regăsit la Observatorul Prahovean Live, alături de mine Izabela Alexe, membru fondator Fundația Comunitară Prahova. Bine ai revenit, Izabela. Și Claudiu Vasilescu, jurnalist Observatorul Prahovean. Cei doi au făcut parte din echipa de organizare a evenimentului sfârșitului de an care s-a petrecut vinerea trecută la Ramatuiel, vorbind de Gala Comunității Prahovene. Încheiem așadar cu această emisiune, să spunem, seria materialelor despre acest eveniment și înainte să le dau cuvântul, o să-i nominalizez pe cei care au câștigat în urma unui vot popular din punctul nostru de vedere și al tuturor celor aproape 400 de participanți la evenimentul de vineri seara. Toți sunt câștigători, dar a existat și un vot popular și era normal ca în urma acestui vot popular să fie desemnați câștigătorii la fiecare categorie. Așadar, câștigătorii votului popular la Gala Comunității Prahovene, eveniment organizat de Fundația Comunitară Prahova și Observatorul Prahovean, au fost părintele Nicolae Tănase la Ajutor oferit semenilor, Bogdan Vasilescu la Cultură, Liviu Drăghici la Educație, George Pantelimon la Implicare Civică, Iulia Zanfirescu de la Asociația Arca lui Norocel la Mobilizarea Comunității, Iolanda Gheorghiu la Sănătate, Mădălin Tănase la Sport, Tetiana Pasinic, cred că am pronunțat corect, la Suport Social, dânsa este din Ucraina, și la Mediu, organizația Rotary Ploiești. Așadar, o să vedeți, iată, vedeți acum și cine au fost câștigătorii. De asemenea, o să vedeți imagini din timpul evenimentului. Izabela, ai tot organizat, evident, din partea Fundației Comunitare, tot felul de evenimente. Nu știu, ai avut emoții că nu se va umple sala Chantel de la Ramatuiel? Au fost 400 de scaune așezate în acel amfiteatru. Emoții că nu vor veni toți cei invitați? Emoții înainte de fiecare eveniment sunt, dar din acest punct de vedere că nu vor veni toți cei invitați, nu am avut astfel de emoții, deoarece într-adevăr a fost un eveniment mai mult decât așteptat, având în vedere că a doua ediție am făcut-o înainte de perioada de pandemie și o gală și un spațiu care să reunească oamenii de bine ai județului Prahova era de mult așteptată. Chiar și de către cei care au urcat pe scenă și de către cei care au fost invitați și de către cei care n-au fost alături. Și ne-am bucurat să avem atât de mulți oameni alături de noi, alături de oamenii care au făcut fapte bune și alături de această idee de a promova modelele din comunitate. Pentru că de foarte multe ori se spune că de fapt faptele bune nu atrag, faptele bune nu se pot promova la fel de bine în comunitate, însă Gala Comunității Prahovene este dovada vie a faptului că într-adevăr ce este bine atrage și inspiră și se promovează la fel de mult, chiar mai mult, aș spune, decât alte vești din comunitatea noastră. Au fost emoții în legătură cu organizarea evenimentului, pentru că noi, ca organizatori, Fundația Comunitară Prahova și Observatorul Prahovan, ne-am dorit din tot sufletul să facem tot ceea ce am putut ca să fie un eveniment extraordinar, un eveniment deosebit, evenimentul finalului de an, și ca toată lumea să fie pusă în valoare și să fie apreciată, iar evenimentul în sine să fie unul la cele mai înalte standarde. Și ne bucurăm că participanții noștri și oamenii care au urcat pe scenă au fost mulțumiți de ceea ce s-a întâmplat. Acest eveniment nu s-ar fi produs fără sprijinul sponsorilor. O să-i enumăr, pentru că este și meritul lor, s-au alăturat aceste idei și au făcut posibil organizarea acestui eveniment. Ramatuiel, MRS, La Cocoș, ProLeasing, Carmistin, Veritas, Coni, Petrotel Lukoil, Compass, OMV Petrom, Compet, Domeniul Aristiței, Anastate, 3D Cool și Decoriart. Au fost oameni frumoși. Ne uităm acum la instantanele surprinse de fotografii prezenți la acest eveniment. Le mulțumesc personal și lui Sorin Petculescu și lui Bogdan Vasilescu, dar și lui Cătălin Ionescu, cei care, iată, au surprins momentele de bucurie. Claudiu,
Au fost 75 de nominalizați, cu puține excepții, toți au ținut să fie prezenți, au urcat pe scenă. Au fost de asemenea acordate peste 50 de premii speciale, trofee. La fel, majoritatea au venit și au ridicat aceste premii speciale. Sau și-au trimis reprezentanți. Da, exact. Cum ți s-a părut? După câteva zile, abia acum ne dezmeticim și ne uităm un pic în urmă, pentru că acolo n-am putut să privim ca spectatori. Am fost atenți la detalii, la desfășurătoare tehnice, la desfășurătoare artistice, la tot ce trebuia să fie perfect pentru ca acești oameni să primească ceea ce merită, respectul cuvenit. Din punctul nostru de vedere, pentru a simți că sunt respectați, organizarea trebuia să fie impecabilă. S-a apropiat foarte mult, eu zic, nu știu, poate măsură de 99% din ce ne-am dorit. Totdeauna se poate mai mult și mai bine, asta e clar. Și cu siguranță la edițiile viitoare vom face mai bine și atunci vom descoperi că puteam și mai bine și tot așa. Dar important este că ne-am apropiat foarte mult de obiectivele pe care ni le-am propus și a fost un efort fantastic, o echipă de organizare numeroasă la care fiecare și-a făcut treaba în pătrățica lui, cu o desfășurare tehnică impresionantă, cu transmisie live, cu sonorizare, cu lumini, cu scenă, cu ecrane și așa mai departe. Deci fiecare înseamnă foarte mult. Să le pui pe toate să funcționeze împreună, asta e o mare provocare. O mare provocare la care toți cei angrenați, zic eu că au făcut față și merită felicitări. Și ei merită un premiu special la Gala Comunității Prahovene. Este drept că atunci când lucrezi cu profesioniștii de la Filarmonica Paul Constantinescu, când lucrez cu Vlad Mateescu, când lucrez cu Ionuț Aldea, un sunetist, un regizor de platou excepțional, omul absolvent de conservator, știm foarte bine, și cântăreț în același timp. Dar sunt oameni care își cunosc atât de bine meseria încât este o plăcere să lucrez cu ei. Să înțeleagă ce vrei, să vină ei în întâmpinarea ta, să vină cu propuneri, să le pună în scenă. Apoi artiștii filarmonicii care au fost pe scenă, din nou, o prestație, mi-a spus o doamnă la un moment dat, m-a făcut să plâng. Știi? A fost altceva. Păi, pentru a cântat, știi, te uitai la ei că noi ne așteptam să se stea mai mult în zonele de socializare, de pe margine. Au stat pe scaune. În cea mai mare parte a timpului și au fost atrași de, deși ca spectacol în sine a avut o durată mai mare decât cea pe care are un spectacol care să nu plictisească, iar acei oameni nu s-au plictisit, au fost atrași de binele din scenă. Aia mi s-a părut impresionant. Izabela, au fost și voci care, mă rog, au fost voci. Poate că erau unii invitați care și-ar fi dorit să vorbească, însă având în vedere amploarea evenimentului și trebuie să facem această precizare. 75 de nominalizații, 50 de premii speciale. Numai dacă 2 minute ar fi vorbit fiecare din cei care urcau pe scenă, am fi ajuns la o durată de peste 4-5 ore. Iar un eveniment de genul acesta, vrem nu vrem, în epoca TikTok, în care toată lumea este pe repede înainte, toată lumea vrea să-și afle informația cât de repede se poate, era un risc foarte mare ca după, nu știu, 2 ore, 3 ore, sala să se golească și cred că, dau din casă acum organizatorii vorbind, cred că toți cei care au participat și s-au urcat pe scenă meritau momentul lor de glorie, să spunem, chiar dacă folosesc cuvinte mari. Totuși am fost la o gală. Nu sunt cuvinte mari pentru un asemenea eveniment. Într-adevăr, meritau și sperăm că am oferit momentul de glorie celor care meritau acest moment. Și vis-a-vis de feedback-ul pe care l-am primit și de sfaturile pe care le-am primit, prima reacție pe care aș putea să o iau, să o am acum, este că da, întotdeauna este loc de mai bine. Am făcut cu cele mai bune intenții tot ceea ce am putut pentru ca această gală să fie una într-adevăr deosebită și un eveniment magnific, dar
ne rezervăm dreptul ca următoarele evenimente să fie cu atât mai bune și să îmbunătățim toate lucrurile, pentru că niciodată nu putem spune că ne-am oprit și că am atins perfecțiunea și că este un eveniment absolut perfect. Întotdeauna un eveniment poate să fie îmbunătățit și primim cu apreciere toate feedback-urile și sfaturile transmise cu cele mai bune intenții pentru ca acest eveniment să devină din ce în ce mai bun. Și într-adevăr a fost un eveniment extraordinar și ne dorim să-l îmbunătățim. Da, uite, acum, dacă îmi permiți, apropo de momentul de glorie, că a fost o decizie foarte grea să vorbească sau să nu vorbească și evident, după ce ai spus câți au participat în calitate de oameni supuși la vot, da, mă rog, fapte aduse în atenția publicului și premii speciale, decizia a fost una foarte grea. Într-adevăr, calculul timpului spunea că ne apucă dimineața acolo. Nu că ne-ar fi părut rău, dar era imposibil să-ți ia țeamă, mai ales că a fost un pic în afara Ploieștiului și atunci, normal că oamenii aveau nevoie să ajungă și acasă la un moment dat. Decizia însă a fost, cred că, una corectă. De ce? Pentru că momentul lor de glorie a fost să apară în fața publicului. Faptele lor au vorbit deja despre ei. Felul în care au fost prezentați unul câte unul în Observatorul Prahovean și pe site-ul Galei Comunității Prahovene cu poveștile lor, cu faptele pe care le-au făcut în 2023, deja vorbiseră. Acolo au venit doar să fie văzuți, aplaudați și toți să înțelegem că ar trebui să fim ca ei, că ei sunt modelele. Și atunci momentul de glorie acela a fost. I-am văzut, bravo, vă mulțumim. Da, am urmărit și o să urmărim în continuare momente din gală și profit de acest moment pentru a le mulțumi colegilor de la Dada TV, lui Claudius Doci, lui Marius Daniel, cel care a asigurat regia de emisie, dar și tuturor celor implicați, cameramanilor. A fost un efort colectiv. Pe de o parte i-am avut pe profesioniștii de la Filarmonică pe zona de lumini, sunet, i-am avut pe profesioniștii de la Dada TV în ceea ce privește transmisia în direct a evenimentului și mă întorc la invitați. Faptul că am avut oameni din toate categoriile, de la, nu știu, doctori, profesori. Da, da. Mai puțin din politică, au fost, foarte important. Da, au fost invitați. Fac această precizare pentru că au fost câțiva care au și apărut, dar ei nu au avut loc pe scenă, nu au ținut cuvântări, au vrut doar să vadă că există dincolo de politica, fără de care din păcate nu putem trăi, există oameni. Da? Oameni valoroși care fac cu adevărat ceva pentru comunitate. Și pentru care politicienii trebuie să facă mai mult sau să facă ceva concret. Da, a existat acest coridor de gală, da? În care toți cei nominalizați și invitații speciali au fost invitați să-l parcurgă. Au fost niște momente foarte frumoase. Aceste imagini sunt disponibile în continuare și vor rămâne în arhiva Observatorului Prahovean, dar și pe site-ul galaprahovei.ro. Exact. Facem această și galeria foto a evenimentului și acest video va fi disponibil foarte curând. Lucrăm acum la povestea asta. Izabela, nu știu, dacă ar fi să facem un bilanț al acestei gale. A fost ceva, nu știu, un moment care ți-a sărit în, nu știu, în evidență, nu știu, ai avea ceva de transmis celor care ne-au onorat cu prezența lor la acest eveniment? În acest moment, după ce apele încep să se liniștească după organizarea unui eveniment atât de important, sentimentele pe care le-am și mesajul meu este acela de mulțumire și de recunoștință pentru toți cei implicați în realizarea acestui eveniment, pentru recunoștință pentru cât de mulți oameni de bine avem în județul nostru care au participat la gala Comunității Prahovene și de inspirație și de speranță pentru mai bine tot ceea ce privește acțiunile din Prahova.
Bun, ne apropiem ușor-ușor de finalul emisiunii. V-am pregătit și o surpriză pe final. Vreau să le mulțumesc și colegilor de la Observatorul Prahovean, cei care au realizat într-un timp foarte scurt un adevărat maraton. Au fost 105 articole publicate, atât pentru nominalizați, practic toți cei 75 de nominalizați au avut povestea publicată în Observatorul Prahovean și pe site-ul galaprahovei.ro. Articole cu un impact fabulos, pe care și site-urile naționale ar fi invidioase dacă ar vedea cifrele. Exact. Și, nu știu, Claudiu, cu siguranță va exista ediția 2024 a Galei. Și dacă doamnele de la Fundația Comunitară o să ne mai suporte după stresul din ultima perioadă inerent organizării acestei gale, cu siguranță cred că vom avea o ediție și mai bună decât cea de anul acesta, nu? Nu se poate să nu existe stres dacă te implici, dacă pui suflet, dacă te străduiești pentru fiecare detaliu. E normal, astea sunt momente inerente, dar între oameni civilizați ele se discută, se ajunge la un acord pe fiecare, chiar dacă sunt puncte de vedere diferite. E firesc să apară puncte de vedere diferite, că de acolo se naște cea mai bună soluție. Să lucrezi cu Izabela, cu Bianca, este o plăcere. Da? Vedem lucrurile diferit, pentru că suntem din domenii diferite. Dar picăm, ajungem la un acord pe etapele organizării, ceea ce mi s-a părut foarte bine. Da, este stresant, dar este un stres plăcut pentru că știi pentru ce lucrezi și când te uiți la rezultatul a ceea ce împreună, îndrăznesc să spun că am făcut, atunci spui, da, a meritat și stresul, a meritat tot. Deci, dacă, așa cum spuneai și tu, dacă vor mai dori să lucreze cu noi, da, cu siguranță, noi o vom face cu plăcere. A fost o plăcere. Bun, ușor-ușor ne-am apropiat de finalul emisiunii și plecând de la ideea că toți participanții sunt câștigători și fac această precizare și că merită aprecierea noastră a tuturor prin implicarea din comunitatea locală, am încercat să aflăm câteva opinii legate de eveniment atât din partea unor câștigători, dar și a celor care au primit premii speciale pentru activitatea derulată în sprijinul comunității locale. O să-l rog pe David să pregătească sincronul pe care colega mea, Roxana Tănase, l-a luat chiar în seara galei, nu înainte de a menționa din nou care au fost sponsorii acestui eveniment: Ramatuel, MRS, La Cocoș, ProLeasing, Carmistin, Veritas, Coni, Petrotel Lukoil, Compass Cafe, OMV Petrom, Conpet, Domeniul Aristiței, Anastate și 3 de Cool și Decoriart. Vă lăsăm pe finalul emisiunii să vedeți care au fost impresiile la cald, atât ale câștigătorilor, cât și ale invitaților speciali. Vă mulțumesc, dragilor, pentru participarea în emisiune și cu siguranță ne vom revedea în această formulă și anul viitor. A fost de excepție, a fost foarte frumos și toți oamenii invitați aici au fost de cea mai bună calitate. M-am bazat pe comunitatea mea de pe Instagram, care vreau să-i mulțumesc foarte mult și am avut speranța că o să câștig. În primul rând, bună seara și celor care ne privesc. Gala mi se pare extraordinară și cred că pozele și clipurile de aici spun mai multe decât aș putea spune eu în cuvinte. Nu mă așteptam la nominalizare. Bine, nu sunt ipocrit. Credeam că se va găsi cineva să mă nominalizeze, dar în orice caz nu mă așteptam să câștig, mai ales că n-am făcut neapărat un fel de campanie electorală în sensul ăsta, pentru că în spatele meu sau alături de mine pe scenă erau multe persoane pe care le respect pentru activitate și le vedeam, nu știu, cumva eu mai potrivite să câștige. Mulțumesc juriului, mulțumesc celor care au votat. Da, mă bucur de premiul ăsta. O seară minunată, mai ales că nu e numai
numai premiul meu, e premiul tuturor elevilor și studenților pe care i-am în spate zi de zi. Eu sunt doar mesagerul, doar purtătorul lor de cuvânt și datorită lor am ajuns în seara asta să mă aflu în fața dumneavoastră. Este o seară minunată, mulțumim tuturor organizatorilor și sponsorilor care au contribuit la organizarea acestei serate minunate în care s-au reunit foarte mulți oameni de bine din județul nostru, oameni care fac bine în domeniul de activitate pe care îl desfășoară. Sincer, nu, având în vedere că au fost foarte multe persoane nominalizate sau organizații pe această categorie, exact, și mai ales pentru faptul că noi ajutăm animalele și cumva, nu știu, m-am gândit că suntem dezavantajați de acest fapt, dar în primul rând noi ajutăm comunitatea, fiindcă campaniile de sterilizări gratuite pe care le organizăm sunt de a ajuta oamenii fără posibilități de a steriliza animalele și a nu a mai abandona pe domeniul public animale. Este un eveniment deosebit, ținând cont că s-a făcut o punte între ediția anterioară și cea de acum. Era necesară și mă bucur că pot oamenii din nou să scoată ce mai frumos din ei și să recunoască că pot să-și aducă aportul pentru cei din jurul lor. Este binevenită și aștept pe cea de anul viitor. E puțin spus că mă bucură, dar atât timp cât face parte din mine această activitate de voluntariat, deci nu serviciul de sine stătător mă reprezintă, ci activitatea din afară, simt că mi-aparține. Eu și el suntem una. Wow, a fost un wow pentru mine, emoții foarte mari, mai mari decât când am reprezentat culorile țării la campionatele europene sau internaționale sau la Cupa Mondială. Emoții foarte mari, este o adevărată seară de vis pentru noi toți. Ce reprezintă pentru dumneavoastră acest premiu? Acest premiu pentru mine reprezintă un succes, să pot spune, dar doresc să mulțumesc foarte mult și oamenilor care m-au susținut și care au votat această nebunie a mea și a noastră. Pentru că, de exemplu, dumneavoastră ca și mass media cunoașteți exact de la începuturi, de atunci când noi am plecat, eu am plecat cu treaba aceasta și atunci nimeni nu dădea, să spun așa, o încredere. Și dacă toți am avut o șansă în copilărie, eu n-am avut nicio șansă, eu niciodată n-am avut o șansă. Și am dovedit la toți că avem o șansă și o șansă foarte mare. Și ambiția nu sunt eu, suntem noi toți. O seară emoționantă, în primul rând, și e chiar o onoare să vezi atâția oameni dragi, atâția oameni care fac într-adevăr ceva, atâția oameni pe care ți-e drag să-i urmezi, să urmărești ceea ce fac și chiar e o onoare să fii în aceeași încăpere cu ei. M-am simțit foarte onorată și foarte emoționată, în egală măsură. Exact cum a spus și Mihaela, în primul rând este onorant, dar în același timp este o mare, mare bucurie să vedem că în orașul Ploiești, în județul Prahova, practic există speranță. Și când vezi atâția oameni de calitate, atâția oameni care au muncit și muncesc în continuare până la urmă ca această comunitate să crească, îți dă speranță să mergi mai departe și îți dă forță să mergi mai departe. A fost o bucurie și o onoare să particip la gara comunității prahovene. În primul rând o bucurie, pentru că a fost minunat să văd câți oameni sunt în acest județ care fac bine pentru comunitate și care lucrează pentru cei din jur și vor să schimbe în bine viața semenilor lor. Este pe lângă o bucurie și o încurajare când vezi că sunt atât de mulți oameni și când sunt atât de multe mici inițiative bune care merg în aceeași direcție, n-ai cum să nu ai încredere în comunitate și în acest județ. Mulțumesc frumos pentru invitație, a fost o gală minunată în care oameni minunați au împărțit bucuria de a fi împreună și de a-i aprecia pe cei care ajută comunitatea și fac ceva pentru semenii lor. O seară minunată pentru care cred că toată lumea este foarte mulțumită. În primul rând este un eveniment important pentru Prahova, pentru Ploiești Prahova, faptul că scoatem în față modele. Scotând în față modele și evidențându-i cu premii, poate alții care, să spunem, n-au ajuns astăzi în această gală, ne vor urma exemplu și vor face ceea ce facem noi aproape zi de zi. Noi, universitatea, cum să zic, ne-am scos inimile, le-am pus în palmă și tot ce facem trece prin inimile noastre, astfel încât suntem convinși că facem lucruri bune. Și ce am văzut în seara asta, sunt convins că Prahova se îndreaptă spre o direcție bună și sunt convins că și România. Gala este ceea ce trebuie să se întâmple în comunitatea prahoveană. Este lucru cel mai de preț să fii
prețuit pentru munca pe care o depui pentru comunitate.